Vorbim mai întâi despre crima înfiorătoare de la Zalău. Doi soți care se întorceau de la botezul nepoatei s-au certat violent și bărbatul a împins-o pe femeie de la geamul apartamentului aflat la etajul al treilea. Vecinii au auzit țipete, dar n-au intervenit pentru că, spun ei, locuința în care s-a întâmplat oroarea era deseori închiriată în regim hotelier. Femeia ar mai fi făcut plângeri la poliție că e bătută de soț. Bărbatul a fost reținut, iar anchetatorii iau în calcul premeditarea. Urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional. Cei doi soți ar fi petrecut până târziu la botezul nepoatei lor cu mai mulți apropiați. Apoi, cuplul s-ar fi îndreptat spre un apartament închiriat de fiica lor pentru a continua distracția. Cei doi ar fi fost băuți, iar după un schimb violent de replici, bărbatul și-a împins femeia de la geamul apartamentului situat la etajul al treilea. Astfel, victima a căzut de la mai bine de 10 metri înălțime. Pacienta se afla în stop cardiorespirator, echipajul medicând, aplicând manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, ea nu a răspuns pozitiv manevrelor. Surse din anchetă susțin că bărbatul avea probleme cu alcoolul și își bătea deseori soția, dar și fiicele de 19, respectiv 21 de ani. Victimele ar fi depus de mai multe ori plângeri la poliție, însă de fiecare dată ajungeau să-l ierte pe agresor. Una dintre fete ar fi obținut chiar și un ordin de protecție, care însă a fost retras rapid. Au existat amenințări cu moartea. Conflictul a fost oarecum favorizat pe consumul de alcool. Vecinii ar fi auzit mai multe țipete înainte de tragedie, însă nu au îndrăznit să bată la ușă. Surse observator spun că imediat după ce femeia a picat de la etaj, individul ar fi privit-o preț de câteva minute de la geam, fără să ceară ajutor. Bărbatul încerca să fugă și în partea cealaltă, la intrarea cealaltă pe stradă, l-a prins. Noaptea la 2, atunci mă trezesc când au venit murdul. Vecinii au anunțat la 112. Bărbatul riscă chiar și închisoare pe viață pentru fapta sa, mai ales că procurorii iau în calcul că ar fi premeditat atacul. Cifrele violenței din familii au explodat în 2023. Anul trecut au fost înregistrate aproape 100.000 de cazuri de violență domestică, însă doar puțin peste 5.000 dintre victime au beneficiat de ordine de protecție. Insuficient pentru a le proteja de agresori. De anul acesta a fost extins sistemul de brățări electronice în 20 de județe și vor fi peste 15.000 de kituri de monitorizare. Polițiștii vor fi alertați dacă agresorii se apropie de victimele lor sau dacă părăsesc domiciliul sau un perimetru bine stabilit.